Iată că se verifică încă o dată, iară și iară, că nu avem cetate scutătoare pe Pământ, ci o căutăm pe cea veșnică. Și se verifică acum pentru roaba lui Dumnezeu, Filoctea Monahia, dar se va verifica și pentru noi fiecare, la vremea cuvenită, când Dumnezeu va rădui acest lucru. Nădăjduiesc din tot sufletul, după cuvântul Maicii Stareței și la Părintele Ioan Visarion, că Filoctea Monahia și-a câștigat dreptul de cetățean al Împărăției lui Dumnezeu, așa cum și l-a câștigat aici, în tinta Împărăției lui Dumnezeu, și anume la Mănăstirea Florești. Este un lucru minunat și demn de luat în seamă și chiar de dat exemplu, că un om din lume care și-a făcut datoria față de familie, a încercat cu plus de măsură să-și facă datoria și față de Dumnezeu, respectiv față de sufletul ei. A ales mănăstirea, s-a străduit după putere să-și împlinească făgăduințele monahale, a încercat să ducă o viață cuvioasă și să fie în armonie cu toată lumea, a plecat, după câte am înțeles eu, cerându-și iertare de la toată oștea și de la toți cei care o cunosc. Și cu siguranță că această iertare a dobândit-o mai înainte de toți, de la Bunul Dumnezeu, de la Maica Domnului, ocrotitoarea acestei mănăstiri și de la Sfinții lui Dumnezeu. Ce important și ce mare lucru este să te simți în siguranță, chiar înaintea morții. Ori noi călugări avem această șansă. Pentru că atâta timp cât suntem încorabili, știm că la cârma este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și că această corabie Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, o va duce la liman. Iisus Hristos, Dumnezeul nostru și veșnic. Chiar dacă, așa cum o spune Părintele Paisia Gheoritu, Sfântul Paisia Gheoritu, sau Părintele Emilian de la Simonus Petros, sau Părintele Sofron de Saharov, toți în același loc zic că mai sunt prin ușoșii de ele sunt inerente, pentru că în mănăstire trăiesc cei care își doresc într-o continuă devenire să devină îngerii și Sfinții lui Dumnezeu. Stihira de la slava stihoarei, la privegherea din această seară, spune despre Sfântul Ioan Botezătorul că el a fost cu firea om, dar cu viața lui. Și așa este călugărul, cu firea om și vrând nevrând trăind într-o comunitate, călugărul se verifică pe el prin celălalt și atunci apar și probleme și situații delicate. Dar toate acestea trebuie să aibă un singur scop, să scoată din el patimile, rădăcina răutăților, și neiubirea și să ajungă să trăiască cu viața, ca și cu un înger, și dacă ajunge atunci va primi aripi, să se sălășluiască în corpurile trăieților, în casele pe care le-a pregătit Dumnezeu. Am venit în această seară, pentru că se pare că sâmbătă nu voi fi la mormântare Părintele Visarion și Părintele Anastasie și ceilalți părinți care vor fi prezenți. Dar, în primul rând, obșa mănăstirii se poate să fie cu bună rânduială. Am să înștiințez pe noi preasfințitul în această seară, pentru ceea ce se întâmplă și se va întâmpla la Mănăstirea Florești, în ce privește trecerea la cele veșnice și mormântarea Maicii Filoctea. Din păcate, în epachia noastră, mama unui părinte curios,
a tribulațiile veșnice, tot în această zi și se pare că va fi mormântarea de o sâmbătă. Și atunci o să încercăm să ne învățim lucrurile încât, astfel încât să le facem toată lucrurile. Să ne rugăm Dumnezeu pentru sufletul Maicii Filoteia și în același timp, după cuvântul Preasfințitului Părinte Vasile Zăbușan, de la mormântarea Mamei Lui, să trăim și o bucurie domnicească, că de astăzi înainte mai avem un rugător în cerul Lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre și pentru depășirea tuturor încercărilor și greutăților în care trece orice om și orice călugăr în viața mântuirească. Maică Stareță, Dumnezeu să o odihnească și să umple golul pe care îl lasă Maica Filoteia, așa cum știe el, și cu persoanele consacrate, dar mai ales cu bucurii domnicești. Și nădăjduiesc că părinții mănăstirii, așa cum își împlinesc datoria de zi cu zi, cu timp și fără timp, o vor pomeni pe ea și pe noi toți cei plăți. Dumnezeu să fie.